Din ce motiv credeți că a intrat țara în criză? Din cauza că au furat tot perupte, tot ce a fost în țara asta. Din motivul guvernanților. Guvernanții nu-s buni. Trebuie schimbat totul. Nu știu. Nu sunt probleme care să mă preocupe pe mine personal, sincer. Cred că sunt alții care sunt mai în măsură. Da, știu. Probabil că nu se lucrează cât trebuie sau... ar trebui făcut mai mult sau mai știu. Lipsă de credință. Dacă oamenii la conducere ar fi credincioși, ar merge totul ok. Țara în criză? Da, pentru că nu sunt oamenii corecți. Nu sunt corecți, n-au cinste care pentru să cuvine. Pentru nemuncă, nu s-au muncit, domnule. Mai dură. S-au furat și nu s-au muncit. Probabil e în cauza conducerii sau știu eu, deci nu știu. Chiar nu știu ce să zic. Toată lumea ține, poate, cum să zic, fură, asta e, nu. Și sunt mulți care au pensie de boală și nu-i bolnav și trebuie de asta. Un singur motiv nu cred că există, există mai multe. Ar fi vorba de o guvernare nepotrivită, conjunctură internațională, și multe, multe alte aspecte care trebuie discutate. Motivele sunt diverse, dar în primul rând politicienii de slabă calitate. Colegul poate să spună mai multe, că el... Eu nu pot să zic multe, că nu stau mult în România. De asta am plecat, din cauza crizei. Din ce motiv? Pentru conducerea proastă. M-ați înțeles? Când ajung la conducere oamenii nepricepuți, atunci... desigur că se ajunge aici. Ce să spun? Din cauza lipsei de organizare, cum să zic, de conducere. De sus, că totuși conducerea e. Așa mă gândesc eu.